Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu. Am încă un clip astăzi pentru voi. Săptămâna asta v-am bombardat cu clipuri scurte, dar tocmai ce mi-a ajuns cutiuța de la KnitCrate și aș vrea să o desfacem împreună. Este cutiuța pe luna februarie. Sper, cred. N-are cum să nu fie pe luna februarie, pentru că suntem în 2 martie astăzi și ar fi imposibil să fie pe luna martie. Deci, cu siguranță este cutiuța din luna februarie. Sunt foarte curioasă ce fir am în ea și mă rog din tot sufletul să fie un fir cu care pot să lucrez o rochiță, pentru că am un astfel de plan și încă nu m-am decis asupra firului pe care vreau să-l folosesc, așa că sper din tot sufletul în cutie să fie un fir potrivit pentru rochițe. Așadar, desfacem cutiuța de la KnitCrate, însă înainte să vă spun câteva cuvinte despre KnitCrate, ca de obicei. KnitCrate este o companie americană, producătoare de fire exclusive. Dacă vă plac aceste cutiuțe și vreți și voi să trăiți senzația aceea de surpriză pe care o am eu de câte ori mi-ajunge această cutiuță, puteți să vă achiziționați și voi o cutiuță lunară. Și puteți de asemenea să folosiți codul meu de reducere IRENE20 pentru a obține 20% reducere la aceste cutiuțe. Sau puteți să achiziționați fire individuale, linkul de la site-ul lor îl aveți în descrieri. La fel o să aveți și codul promoțional pe care eu vi-l ofer, IRENE20, ceea ce înseamnă că aveți 20% reducere. Și acestea fiind spuse, sunt foarte, foarte curioasă să desfacem cutia, să vedem ce este în ea și ce pattern-uri ne-au dat în această lună. După cum vedeți, cutia este sigilată, o să o desigilez împreună cu voi. Și să vedem ce fir am în interior. Momentan văd doar cutiuța aceea colorată. Oh! Ia uitați ce fire frumoase, ce culori superbe. Haideți că revenim la aceste două bobine. În plus, mai am un năsturaș din ceramică. Este făcut manual. Este din ceramică. Cred că se aude că este din ceramică. Și aici avem cutiuța cu paternuri. O să dau puțin cutia deoparte, că în modul în care eu am poziționat camera în ultimele clipuri, cutiuța mi-ocupă tot cadrul. Așadar, acestea, da, într-adevăr, este luna februarie. Acestea sunt cutiuțele Membership Crate. Se pare că avea două nuanțe, acesta cu combinație cu alb, portocaliu și roz și cel pe care eu l-am primit. Iar acesta este Zoc Crate, care este mai ieftină, dar primești doar o singură bobină. Avem luna aceasta un nou producător, se numește Creative Grandma. Este cea care face paternurile. Aici avem și nuanțele de culori pe care erau luna asta disponibile. Este acesta cu roșu, galben și mov. Este foarte drăguț și acesta. Se numește Flirt Energizai Me. Este Sprut All Natural cu alb, maro și un pic de verde închis. Și acesta Sky Chill Out, care este un fir superb. Aici sunt variantele de la Sock Crate. Și paternurile de luna aceasta sunt, ca de obicei, două de croșetat, două de tricotat și avem o șosețică. Foarte interesant modelul acesta. Și avem căciulă și mitene acestea de aici. Avem aceeași variantă și tricotată și avem și șosete la tricotat. Eu nu tricotez, așa că trec peste. Și aici avem instrucțiune după care putem să realizăm aceste produse. Eu sunt foarte interesată de acele șosete. Nu par foarte greu de realizat. Chiar deloc. Bun, acestea sunt paternurile din luna februarie. O să revin la fir. Năsturașul este foarte, foarte simpatic. Dacă mă voi decide și voi lucra o rochiță din acest fir, o să fac în așa fel încât să pot folosi acest buton. Este superb. Deși ar merge mult mai bine un cardigan dacă aș vrea să folosesc butonul. Voi vedea. Firul este, într-adevăr, de la Creative Grandma, Audin Walls by KnitCrate. Și este 80% super wash merino, 20% tencel.
350 de iarzi, asta înseamnă 320 de metri pe 100 de grame. Eu am 200 de grame, ceea ce înseamnă că am 640 de metri. Se sugerează să se lucreze cu o crăștă între 2,75 și 3,5 mm. Cum s-a nimerit, exact se potrivește cu numărul de croșetă preferat al meu, 3,5. Îngrijire, se spală la mașină cu o temperatură joasă, se usucă la fel cu o temperatură joasă. Eu mereu am recomandat să se usuce la aer, nu folosiți mașină de uscat. Toate firele Audin Walls sunt produse exclusiv de KnitCrate. Deci nu am cuvinte să vă spun cât de mult îmi place firul, este superb. Acum stau și oscilez dacă să mă apuc de rochiță cu acest fir sau de un cardigan de primăvară ca să folosesc butonul. Mă gândesc, dar firul este superb și este moale și este așa tot, are combinații de picățele mov cu albastru, cu un albastru marin. Și nu este chiar un alb, este un crem unt. Este superb firul, superb. Acum o să mă duc să evaluez puțin situația și cu siguranță o să aveți un tutorial de rochiță zilele acestea, nu știu dacă săptămâna aceasta neapărat, dar până vine primăvara de albinele o să aveți un tutorial de rochiță de la mine și voi vedea care firul voi folosi, fie că îl folosesc pe acesta, fie că voi folosi un alt fir. Nu știu să spun acum. Bun, aceasta a fost cutiuța KnitCrate. Nu uitați, dacă vreți să folosiți, dacă vreți să vă achiziționați și voi o astfel de cutiuță, aveți codul meu de reducere, nu uitați de cod, pentru că 20% din prețul cutiuței este o sumă destul de considerabilă. Acesta este cutiuța, acestea sunt firele, sunt foarte, foarte încântată de ele, am început să mă și bâlbâi. Știu că sunt un pic entuziasmat astăzi, însă mai multe detalii o să vă spun probabil în clipurile viitoare. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare vă urez să fiți creative și v-am pupat. La revedere!